că și a zguduită de acest scandal de la Spitalul Sfântul Pantelimon și nu putem să nu observăm o ruptură abruptă între Nicu și Marcel, care s-au tot înțepat pe rețelele de socializare, ba cu cartea lui Ciucă, ba cu criza din sistemul medical. De altfel, cei doi nu s-au mai întâlnit de zile bune și nici nu mai au stabilită vreo ședință a coaliției de guvernare până la finalul acestei luni. Mai mult, Marcel Ciolacu va evita cu succes și ziua Marinei, acolo unde merg Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis. Liderul social-democrat pleacă la mănăstirile din Moldova ca să-i vină gândul cel bun cu privire la candidatura pentru Palatul Cotroceni, acolo unde este împins de social-democrații, deși Ciolacu nu prea dă semne că ar dori foarte mult să riște să fie mazilit în cazul unui eșec.